De ieri, acțiunile giganților IT, Apple și Intel, ale Visa, Bank of America și Coca-Cola sunt tranzacționate în lei pe sistemul alternativ al Bursei de Valori București. Investind în aceste companii, românii beneficiază de cel mai reglementat și riguros sistem din lume, prin standardele de listare ale Bursei de la New York și ale Comisiei de Supraveghere a acesteia. Veți vedea un adevărat regim de reglementare și adevărate câștiguri. Astfel, investitorii români vor cere ca standardele de transparență respectate de piața de capital americană să fie aplicate și la București. Dacă în Statele Unite ale Americii aproximativ două treimi din capital provine de pe bursă și o treime din sistemul financiar bancar, în Europa se întâmplă tocmai invers. În viitorul apropiat vrem să creștem această piață în România ca alternativă pentru companiile care doresc finanțare prin bursă. Societatea de servicii de investiții financiare Trayville este market maker pentru acțiunile firmelor americane, astfel încât investitorii au în permanență contraparte în tranzacții. Începem cu un portofoliu inițial dimensionat la 250.000 de euro, activitatea de market making, urmând să-l ajustăm pe măsura cererii din piață. Clasa de mijloc din România are putere să cumpere asemenea acțiuni. Cred că și dacă e vorba să cumpără una, două sau să cumpără mai multe, până la urmă este un mod de a plasa în mod controlat bani. Globalizarea și recesiunea au modelat economia în favoarea firmelor din afara granițelor. Întreprinzătorii autohtoni, chiar dacă au pierdut teren în fața societăților puternice de peste hotare, sunt prezenți în aproape toate ramurile economice. Decapitalizarea cauzată de criză a fost greu acoperită de bănci, instituții care în prima parte a recesiunii au oprit finanțarea. Din păcate, la ora actuală, doar 15% este cota de piață a instituțiilor de credit cu capital majoritar autohton, adică suntem vulnerabili în capacitatea de a ne finanța. În aceste condiții, este imposibil ca producătorul român să poată concura firmele cu capital extern dacă nu beneficiază de facilități, așa cum se întâmplă în economiile dezvoltate. Despre importanța susținerii firmelor cu acționariat românesc discutăm din nou în interes general. Rămâneți pe TVR1, vă așteptăm întrebările și sugestiile. Bun găsit, stimați telespectatori, la noi ediție și astăzi aveți la dispoziție un dicționar. Rămâne doar să urmăriți emisiunea și să dați un telefon. Invitatul nostru, domnul Constantin Toma, președintele, director general al grup Romedesa și acționar majoritar, vă va răspunde și în același timp ne va răspunde și nouă întrebărilor. Domnule președinte, am văzut de-a lungul anilor cum v-ați implicat bani politic când ați fost președintele Comisiei de Piață de Capital. Acum ați renunțat la treburile astea, dar cu experiența căpătată v-ați reluat afacerea. Constatăm însă că multe dintre ele nu sunt așa cum trebuie. Chiar în urmă cu 3 ore eram la Düsseldorf, în Germania, la o întâlnire cu crema cercetătorilor din Europa, printre care și un român premiat cu aur, mare lucru, dar în alte emisiuni vor vorbi despre asta, peste tot fiecare spunea cum îl apără industria lui. Chiar dacă suntem o mare uniune, în fiecare țară, fiecare să lăuda cum este apărat. La noi apără cineva investitorul local, autohton? Din păcate, în momentul ăsta, nu. De 20 de ani asistăm la o luptă să aducem cât mai mulți investitori străini, dar niciodată nu se vorbește despre și despre românii care ar putea și care mulți au făcut ceva pentru țara lor în acest domeniu. De curând, domnul președinte Băsescu, pe care îl stimez și care în sfârșit a stimulat foarte multe sau multe măsuri bune, a spus că singura noastră rezervă de forță de muncă nu angajată ar putea fi sau este numai în minerit. Nu pot să fiu de acord cu acest lucru pentru că și dacă dai drumul la toate minele, mai mult de 20-30 de mii de oameni nu poți angaja. Adevărata problemă este să reindustrializăm România. Toată lumea vorbește despre acest lucru și trebuie să facem ceva în această direcție și mai ales industrie românească cu investitori români. Și industrie mică și industrie mai mare, pentru că aici este adevărata bătălie. Vedeți și campania electorală din Franța și dincolo în Statele Unite.
Obama spune la fel, hai să ne reindustrializăm țările, pentru că, vedeți, s-a mutat această industrie spre Asia de Sud-Est și în momentul ăsta depindem într-o măsură extraordinară de acele importuri și noi în țară am ajuns să importăm peste 70% mâncare, numai anul trecut am avut peste 3,7 miliarde importuri pe alimente, dar se vorbește foarte puțin sau chiar deloc că importăm și peste 85-90% produse industriale. De exemplu, sunt în această industrie și vom da drumul probabil spre sfârșitul lunii mai anul acesta la o turnătorie super modernă, turnătorie de fontă. Înainte de 89 realizam în România peste 1,5 milioane de tone, iar în momentul ăsta mai facem doar vreo 80 de mii de tone și restul importăm, inclusiv eu import de la două turnătorii din China, una din Turcia, fiind nevoit să fac această investiție deoarece cei trei furnizori cu care lucram, firme românești, cu acționare 100% românesc, sunt în insolvență. Da, domnule președinte, practic, în condițiile în care acum puneți o astfel de turnătorie la punct, ați avut vreun sprijin sau s-a făcut exemplu cum ați apucat alți ani când spunea investiția cu tare are nu știu cât... Nu avem niciun fel de facilitate. Deci noi pentru angajații, pentru noi. Două investiții care una este aproape gata, deci vom ajunge la 1,5 milioane de stingătoare de la vreo 500 de mii pe an. Imaginele de acolo erau niște imagini vechi. Și această turnătorie investim aproape 8 milioane de euro și practic nu avem niciun fel de facilitate, încercăm, ne străduim, deci nu sunt nici fonduri europene, că și aici durează foarte, foarte mult și în același timp cu banii ăștia europeni, cum să spun, față de țările unde s-a întâmplat acest lucru și au fost investiții din banii europeni, România probabil va fi singura țară, probabil noi și bulgarii, în care aceste valuri de miliarde de euro nu vor lăsa nicio industrie în această țară. Deci, am înțeles, aici... la un moment dat, dumneavoastră și asociația din care făceați parte, apropo de stingătoare, ați luat o poziție față de faptul că extrem de multe produse de cea mai proastă factură și de cea mai mică siguranță din lume, venite din China, invadau România. Te bazai în portbagaj sau acasă că rezolvă o problemă, dar mureai cu el în brațe. S-a rezolvat ceva din momentul acela, în condițiile în care, de la dumneavoastră, cumpărau cele mai mari firme de producătoare de mașini Europa, cei mai buni. Problema a rămas la fel, pentru că funcționarii statului, vorbesc de cele două organizații, vorbesc de Institutul ISU. Deci este vorba de comandamentul cum spunea pe vremuri și partea de Ministerul Economiei, vorbesc de ISCIR, care nu au luat niciun fel de măsură, cu toate că ne-am adresat în permanență lor pentru a stopa acest fenomen care este și periculos. În același timp s-au desființat și multe locuri de muncă în industria națională create de firmele românești. Încep întrebări de la telespectatori. Domnul Zărnescu, care nu vrea pentru concurs, spune așa, oare numai neîncrederea în bursă să fie lipsa sau și lipsa de lichiditate pe piață sau frica de emisiunile de monede euro? Cum să vină investitorii dacă nu li se oferă facilități? TVA-ul este o problemă? Și TVA-ul nu prea este o problemă. TVA-ul, dacă vreți, a ajutat firmele străine și o să vă povestesc că e un mecanism care am fost ministru de finanțe și n-am înțeles despre ce era vorba. De exemplu, noi suntem și liderul național în vânzare de echipamente de irigații. Și suntem în concurență cu firmele de afară care sunt extrem de favorizate. Dacă un fermier cumpără o instalație de irigat, o cumpără de afară, nu plătește TVA, iar noi când livrăm o instalație la un fermier în România, o instalație de irigat, înțeles că fermierul trebuie să plătească și TVA-ul. Acel 24% este foarte important pe lipsa de lichidități din ultimii 2-3 ani, încât chiar dacă instalațiile noastre sunt de cele mai multe ori mai ieftine și cel puțin la același nivel de calitate, pentru că trebuie să îndeplinim aceleași norme europene, fermierul român, pe bună dreptate, dorește să achiziționeze aceste produse din exterior și nu din România. Ați făcut vreun demers la Parlament? Am fost până la Ministrul Finanțelor și nu am înțeles acest mecanism. Da. Domnul David Aureliana, doamna, sunt producătorii români cunoscuți peste hotare? Aici este vorba de o altă zonă și ar trebui pe treaba asta, chiar aici s-ar țipți nevoia unui sprijin
deosebit, pentru că acum câteva minute ați dat o imagine cu ambasadorul SUA, care a fost la bursă și ca să susțină vânzarea de acțiuni a unor firme din Statele Unite, dar domnul ambasador și nu numai dumnealui, sunt foarte multe ambasadori al țărilor dezvoltate care efectiv însoțesc și acționează ca un, nu ca un moderator, dar prin instituția pe care o conduce, prin atașații comerciali care are direcțiile comerciale de pe lângă ambasadele pe care le conduc, efectiv fac un lobby politic deosebit pentru firmele din țările lor. Și asta în condițiile în care reprezintă cea mai puternică țară din lume, nu? Absolut. Iar ai noștri stau nu avem niciun fel. Am niște exemple penibile, exemplu expoziție cea mai mare din Asia de Sud-Est, Pragati Maidan în India, în care în sfârșit a fost o delegație prezidențială, nu domnul Băsescu, altcineva, am fost în delegație, o expoziție de 3 săptămâni acolo și erau și 5 miniștri din Guvernul României, nici măcar ambasadorul nu a trecut 3 săptămâni. Eram lângă pavilionul național al Japoniei, noi tot cu pavilion național, a trecut inclusiv ministrul Japoniei, primul ministru al Japoniei și vreo 3 miniștri, care fiecare cu conferințe de presă, cu scoaterea firmelor în față, să le facă publicitate cât mai mult și să susțină aceste firme în acea zonă. Domnul Crihan Viorel dorește să ne felicite pentru emisiune și pe mine și echipa și de asemenea îl salută pe invitatul nostru, ne dorește numai de bine, va reveni cu telefonul. Mulțumim mult, domnul Crihan. Domnul Claudiu Dâmpetila, ce facilități ar putea acorda autorităților locale investitorilor autohtoni? 2. Care este facilitatea cea mai uzuală pe care o așteaptă precum se întâmplă în Uniunea Europeană? Deci aici v-aș da un exemplu, sunt buzoian de la Buzău. Am făcut socoteala la un moment dat, m-am uitat pe bugetul orașului Buzău în 2010, municipiului Buzău. Se încasaseră de la buget 57 de milioane de euro, 97% erau bani de la firme și doar 3% de la populație. E o chestie generală la nivel de România, cei mai mulți bani se strâng de la firme și cele mai mulți gropi, cei mai mulți câini, zona cea mai neîngrijită, fără ilumina stradal, fără nimic, este în zona firmelor, care aduc o contribuție deosebită. Am fost, de exemplu, în Coreea de Sud și fac o comparație urâtă. Deci la noi sunt locurile alea pentru persoanele cu dizabilități. Da. În Coreea de Sud, în zonele importante ale orașului, erau câteva locuri, 2-3 locuri, prevăzute pentru oamenii de afaceri, care aveau niște tichete speciale și partenerul meu din Coreea de Sud avea așa ceva. Avea acces direct și pe autostradă. Deci omul trebuia, domnule, omul ăsta depinde timpul de timpul lui curgea altfel. Pentru că toată lipsa de modestie. Sunt mari contribuabili al statului român, al bugetului local și nici din punctul ăsta de vedere nu avem nicio considerație. Ați văzut, ați fost în Germania acum. Toate firmele importante, pe banii primăriilor, au indicatoare. Cum să se ajungă la Siemens, cum să se ajungă la Grup Rome, de ce nu? Cum să se ajungă la Ikea în Suedia? Și vezi ca să fie într-un oraș așa micuț cum este Buzău, de foarte multe ori, chiar dacă suntem în zona industrială, mai am o oră și 10 minute ne-a luat și nu e Bucureștiul ca să ajungem la voi. Explicăm, vezi că e pe șoseaua Brăila, la ieșire din Buzău. Da. E foarte complicat. Deci niște chestii simple care n-ar costa foarte mulți bani, vorbim de sprijin. Și plus cu afara orașului în această zonă. Se preferă asfaltarea în zonele cu electorat ăsta care poate fi manipulat, și bă, ne-a făcut la drum, hai să supunem la vot, dar noi care suntem mari contribuabili a statului, angajatorii până la urmă ai forței locale de muncă de acolo, nu avem ce sprijin. Și asta e chestie națională, nu mă obsedează de la Buzău. Răspunsul acela cu ministrul, cu TVA-ul. Poate nu fi vrut să înțeleagă, domnul președinte, că mi se bine pare greu să fie împotriva ta ca țară. Aici trebuie să facă niște demersuri la cei de la Uniunea Europeană și în sfârșit să primim și noi niște facilități în sensul ăsta. Deci eu am prezentat o problemă reală. V-aș propune să ne oprim puțin pentru că avem un reportaj cu educația copiilor, după care revenim. Știu că și dumneavoastră ați făcut foarte mult în acest domeniu. Să rugăm pe doamna decan Miricioi Mureșan să difuzeze primul reportaj. Iepurașii de Paște și-au deschis atelierele de creație în București. În fabrică se desfășoară în momentul de față aproximativ 18 activități diferite, împărțite pe două grupe de vârstă, între 4 și 8 ani, respectiv 8 și 12. Sunt unii care fac
fac marțipan, sunt alții care fac pursecuri, sunt ateliere de muzică, ateliere de trenulețe, olărit, ateliere educative. În fabrica iepurașilor, iepuronul este moneda folosită pentru accesul la jocuri și ateliere și pentru achiziționarea diferitelor produse. Unele activități sunt gratuite, altele contra cost. Organizatorii nu sunt la prima inițiativă de acest fel. În 2009 au deschis fabrica spiridușilor, care s-a bucurat de un număr de aproximativ 10.000 de vizitatori înscriși la 12 ateliere timp de 10 zile. La ediția din acest an au răspuns cu entuziasm companii din mediul privat și reprezentanții serviciului 112, de la pompieri, SMURD, poliție. Noi am mizat pe 15.000 de participanți, dintre care 5.000 copii, 10.000 de adulți. Până duminică, 22 aprilie, cei mici, dar și părinții, sunt așteptați în fosta fabrică de glucoză, actualul Hotel Caro din București. Așadar, lucruri interesante, știu că și dumneavoastră ați făcut în domeniul ăsta, dar vom vorbi cu altă ocazie, pentru că ne presează timpul. Domnule președinte, am văzut că premierul, de exemplu, Ungureanu, a făcut o treabă cu oameni de afaceri, 20 și ceva. Credeți că e o treabă bună, e bine făcută? E o idee care o salut și pentru prima dată este chemat și omul de afaceri să spună părerea despre ce se întâmplă în economie. Este un lucru inedit și încă o dată l-apreciez. Dar de ce nu am extinde această idee la nivel național? De exemplu, dacă din fiecare județ ar fi luați 20 de oameni de afaceri, cei mai importanți, din toate zonele de afaceri, și fiecare îi s-ar propune, domnule, propune, că nu poți să-i adun pe toți la un loc, dar propuneți, vine pe e-mail, propune 20 de idei. 20 de idei, ori înmulțit cu 20, înmulțit cu vreo 40 și ceva de județe, înseamnă peste 16.000 de idei, care acest comitet consultativ, sau cum la economic, cum l-a numit domnul prim-ministru, ar putea să le analizeze și să spună, da, domnule, dintre astea, uite, 15% spune că ar trebui Eximbancul să fie capitalizat. Sau măcar să-și facă o imagine cu mult, imagine cu mult mai adevărată, reală. Pentru că vine exact de la cel care dă cel mai mult pentru fondul de stat. Eu nu contest niciun fel. Toți oamenii care au fost aleși acolo, oameni de afaceri, sunt într-adevăr valori deosebite. Dar ar putea să extindă această idee la nivel național. Nu mai spun că îți luați toți numai din București. Și este și aici o discriminare, da? Da, este, asta și este, nu este. Nu, asta nu, este altceva. Dar se face economie și în județe și mai ales industria nu se face în București. Eu sunt fan pro-industrie românească. Industria se face în afara Bucureștiului. Da. Doamna Elena Sandu, pentru concurs. Bună ziua, aș dori să știu dacă se mai acordă fonduri europene pentru afaceri mici. Ar dori să deschidă o fermă de pui. Știți cumva să-i dați un răspuns? Noastră, este foarte complicat. Avem afaceri și în agricultură. Problema este, sunt pe site-uri, da, nu, dar toate informațiile în această zonă. Și probabil că o să-i, deci există fonduri detalii, în continuare, da. Dar se pare că este ultimul an în care se mai poate accesa fonduri europene. Domnul Adrian din Vâlcea, felicitări pentru emisiune. Mulțumim. Care este ponderea pe viața internă, dar și pe cea externă a grupului pe care îl reprezentați noastră? Deci la foarte multe, deci sunt două zone în care, sau trei zone în care suntem lider național. Deci grupul Romet a terminat anul trecut cu o cifră de afaceri peste 300 de milioane de euro, avem peste 2000 de angajați. Deci în județul Buzău și nu numai. În domeniul industriei apei, zicem că ocupăm unul din primele locuri, cel puțin ca cifră de afaceri, e vorba de tratarea apei, epurarea apei, filtrarea apei în domeniul casnic, produse pentru rețele de apă, vane, hidranți, cuplinguri și așa mai departe. În industria de stingătoare suntem și cel mai vechi și cel mai mare producător de stingătoare de incendiu în momentul ăsta și în același timp în instalații de irigat. Bineînțeles, grupul Romet, holdingul grup Romet mai conține și alte activități, agricultură, lemn. Domnul Dobre din Botoșan, felicitări pentru emisiune, mulțumim frumos. Domnul Ungur Ioan, bună ziua, cu respect, cum aș putea să iau legătura cu invitatul dumneavoastră? Mă interesează să cumpăr instalații de irigații. Păi aveți un telefon, noi o să-i dăm. Este și e-mailul lui grup Romet. Nu, că aici dăm în altceva și nu avem voie. Da. Când se închid niște obiective, domnul Victor Călinescu, apoi se redeschid, au practic la bază un studiu sau totul este aleator? Din păcate, de multe ori aleator. Dar încă o dată, cea mai mare șansă pentru această țară este să ne reindustrializăm. Pierdem tradiția industrială.
în această cauză s-au dus foarte mulți cu investiții în China. Această tradiție a început să se piardă în foarte multe locuri. M-am citit mult despre Steve Jobs în ultimul timp, ca și dumneavoastră, autobiografia aia oficială, și mi-a plăcut, la un moment dat, cum a încercat și domnul prim-ministru Ungureanu, a chemat pe cei mai importanți oameni de afaceri, domnul Obama, domnul președinte Obama, la o întâlnire cu cei mai mari oameni de afaceri, l-a invitat inclusiv pe Steve Jobs și el le-a spus la toți, mă, veniți cu fabricile înapoi. Pentru că știa, de exemplu, despre Steve Jobs, că avea numai în China 730.000 de locuri de muncă, 700.000 de muncitori, 30.000 de ingineri. Și el a spus, da, domnule președinte, vin imediat, dar nu e problema de muncitori, e problema de cei 30.000 de ingineri. Pentru că America nu poate să-mi ofere acum 30.000 de ingineri. Pentru că cei mai mulți ingineri care ies sunt ingineri care își fac facultatea aici, sunt străini și pleacă din nou în țările lor sau în alte țări. Da, iar noi acum vreo 2-3 săptămâni, avându-l invitat pe domnul Andrei Siminel, ne spunea că peste 60% din doctoranzii americani sunt chinezi. Deci vă dați seama cam ce deci pepiniere... o școală foarte bună și în toate țările astea dezvoltate, din păcate și copiii noștri care pleacă... O să vă rog să alegeți și de aici un... Nicio problemă. Mai avem... Numărul 3. Numărul 3. Mai avem încă doi, doamna Mariana Cristea n-a mai apucat, dar o să-i sunăm, îi băgăm în alt concurs. Câștigătorul este domnul Dorel din Botoșani, care ne felicită, îl felicităm și noi pentru câștigarea acestui lucru și pentru că mai avem foarte, foarte puțin. Care ar fi ultimul lucru pe care v-l-ați dori ca guvernul sau parlamentul să fie alături de dumneavoastră ca om de afaceri român? Pentru că ați văzut ce s-a întâmplat. Criză mare, criză multă, baza tot pe dumneavoastră a fost. Ceilalți repejori și la plecare. Deci dacă încă se o dată, deci dacă nu s-a, deci dacă nu se va face cel puțin aceeași atenție și către investitorul străin și către investitorul român, investitorul român poate fi foarte complicat. Amărâtul ăsta de român care, nemai având loc de muncă cum am fost și eu în anii 90, s-au apucat să facă ceva și atunci am avut o lege absolut fantastică, scutirea de impozit pe profit timp de 5 ani de zile în timpul guvernului Văcăroiu, care m-a ajutat atunci să cresc și să ajung, iată, după 20 ceva de ani să fiu un mare contribuabil al statului și o firmă care se zbate să fie cât mai puternică și în exterior. Vă mulțumesc mult pentru prezență, domnule Toma Constantin, și aș vrea, dacă s-ar putea, ca exemplu de acest gen să prezentăm cât mai des. Până atunci însă rugăm pe telespectatorii noștri să rămână pe canalele de televiziune publice, pentru că, așa cum spunem mereu, nu pierd nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine!